Zeci de oameni din orașul Arădean-Lipova își riscă viața în fiecare zi circulând pe un pod șubred, vechi de mai bine de 100 de ani. Construcția traversează râul Mureș și, deși primăria a închis circulația pe pod, localnicii nu vor să ocolească un kilometru ca să ajungă la o altă cale de trecere, însă sigură. Podul din Lipova a fost deschis la sfârșitul secolului al XIX-lea. De atunci și până acum n-a fost reabilitat nici măcar o dată. În urmă cu câțiva ani, autoritățile au interzis accesul. N-a folosit la nimic. E folosit în continuare doar de pietoni. Circulăm de o viață pe el și n-am pățit nimic. Ne-am obișnuit pentru că am trecut de mai multe ori și ne-am obișnuit, da. Înspre școală aici, da? Da. Podul care duce la gara este folosit mai ales de navetiști. Teamă să treci peste... Puțin, că are ceva gropi podul. Știi că e periculos, scrie că n-aveți voie să treceți pe acolo, că e foarte vechi. Da, totuși lumea trece. Primăria a găsit o soluție pentru ca localnicii să evite zona, dar oamenilor nu le convine. Ar însemna să ocolească aproximativ un kilometru pe podul care se vede în spatele meu. Pod care este absolut sigur. Cât ar fi să înconjurați până la celălalt pod? E prea mult sau de ce alegeți? Că... Nu e cam... E cam mult, e cam departe. 20 de minute. În 2020, primăria din Lipova a obținut bani pentru consolidare, dar specialiștii au descoperit probleme la structură, iar costurile au crescut. Și valoarea nouă de investiție s-a ridicat la 13 milioane, aproximativ 13 milioane 100 și ceva de mii de lei. În acest moment, acest proiect este în faza de licitație. 6 firme s-au înscris la licitație pentru reabilitarea podului. Când va fi gata, construcția va fi exclusiv pietonală.